dar măcar în fiecare zi să ai o oră în care să nu existe televizorul deschis, să nu existe calculatorul, să pui telefonul să nu închizi complet și timp de o oră să meditezi asupra ceea ce a fost în ziua respectivă. Să rămâi cu tine, măcar o oră pe zi. Să faci un fel de bilanț. Un fel de... a te uita în oglindă. Să nu-ți pierde de pura cu tine în zi. În ultimul an de meteze, am făcut în mod conspirativ cu încă o colegă de chitare de Oceania, o echipă de colinde, formată din doi colindători. Și ne-am pornit pe la paturi, în seara de ajuns, când s-a terminat al trăsa ta în el însuși, cu amintirile și cu sentimentele de familie și de altă dată. Și am început să colindăm. S-a venit așa aici Crăciunul. Și una dintre colege, o motodancă, care făcea norma și primea pachete, a venit și mi-a dat câteva, două bucățele de lană cubic și niște nuci. Era o fericire teribilă. Și pe urmă a fost și la una dintre cele care erau acolo. Era o steancă. Păi la mine nu veniți, că și eu am. Și asta a fost colindul nostru pe la față. Dar mai târziu, când am ieșit și când mi s-a pus în vedere că nu avem voie să comunicăm cu cei cu care au stat în închisoare, mi-am adus aminte și acum fac această legătură. Prietena mea cea mai bună, adică omul care a reprezentat pentru mine un model de caracter și de cumenie și de frumusețe interioară, era o profesoară de latină de la Călăraș. Și numai de Crăciun, exact așa cum erau primii creștini, care atunci când se întâlneau, însemnau pe jos un pește. Atunci se recunoșteau că sunt creștini. Și eu îi trimiteam o felicitare în care scria numai o singură frază. A venit și aici Crăciun. Și ea știa, și eu știam. Asta era comunicarea noastră. Nu mai mult n-am voie. Dar era mai mult, mult, mult mai mult. Adică cu asta spuneam totul. Cu asta ne reaminteam și tot ce s-a trăit împreună și tot ceea ce ne lega. Apropo de colinde. Altfel nu era voie. Dar știți, odată cu trecerea anilor, sunt niște amintiri, așa cum copilăria iese în evidență cu cât trece înainte de vârstă, finiștând în copilăria, nu îți spune mare lucru, sau poate că nici nu te amintești foarte putere. Dar odată cu trecerea anilor, iese așa un bază regie pe care timpul îl sapă și îl scoate în evidență. E bine, fericirile din copilărie pe care le trăiești ca fiind cel mai frumos lucru din viață, e bine, tot așa se întâmplă și cu închisoarea. Pe măsură ce trece timpul, departe de a se șterge, departe, departe. Pentru că e din ce în ce mai pregnantă, de ce ocupă mai mult loc, e aproape... celelalte amintiri dispar. Închisoarea rămâne mai evidentă și mai puternică și parcă o descoperi pe zi ce trece noi și noi fațete pe care nu le observați și până atunci. E nesfârșită, e infinită. Poți să vorbești cu el despre ea la nesfârșit. Și nostalgia, vorba lui Nichifor Crainic, știi? Ar trebui, dar cineva să scrie nostalgia închisorii, cum a spus Nichifor Crainic, nostalgia paradisului.
Este o situație teribilă a închisului. Teribilă. Asta e. Cum vă adunați acolo în celulă? Cum aflați că e Crăciun? Că am înțeles că nu se putea... Nu se putea manifesta sub nicio formă. Te închideai în tine, în interiorul tău. În viața interioară, care în închisoare, la cei mai mulți, era predominantă. Trăiai mai mult pe dinăuntru decât pe afară. În afară erau niște lucruri neplăcute sau, în fine, dureroase chiar. Și stereotipe, și goale, și inumane, totul era în interior. Acolo trăiai poate și niște lucruri care le-ai citit, lucruri care le gândești. Acolo spuneai poezii, poeziile lui Radu Gil, de exemplu, pe care le învățasem de la cele de acolo. Eu nu le știam, bineînțeles, deși pentru Radu Gil a fost unul de la acuzațiile care mi s-au adus, care au cântărit în balanță la sentință. Ei le știau, erau și închise de 10 ani de zile, veniseră cu ani mulți de închisoare. Și apropo de asta, să vedeți prin comparație că ce înseamnă. Deci pe mine, la un moment dat, pentru că eram foarte, foarte rebelă, m-au aruncat, cum se spune așa, la fiare, adică la pedepsele cele mai mari acolo, crezând că o să mă găsesc eu de norocire așa. A fost exact cea mai mare fericire. Oamenii aceia am învățat ce să fiu, ce înseamnă să fii om, chiar în condițiile cele mai grele. Și când vedea seara paznicul care trebuia să închidă ușa și striga prezența, te striga pe nume și tu trebuia să răspunzi cu condamnarea. Ionescu, 15. Răzulescu, 20. Așa erau condamnele. 20, 23, 18. 15. Și a sfârșit, veneam și eu. Și aveam un sentiment de jenă. Aveam rușine, zic să spun 7. După ce aia spus 10, 20, 25, să zic 7. Pentru că era jenă. Acum că mă simțeam așa umilită pe fața oamenilor care aveau această condamnare. Ca să vedeți ce înseamnă comparația, o să fiu fericită că am numai 7. Eu abia spuneam 7, dar așa cu o voce mică. Cu foarte puțină mândrie. Asta, da. Și acolo învățasem poeziile lui Radu Gil. Și mai ales poezia aceea care a făcut istorie și care e aproape o legendă. Azi noaptea a venit Iisus în celulă. O poezie formidabilă. Pe care, după ce o înveți și în condițiile acelea, poți să stai și să meditezi asupra ei. Mult. Așa cum poți să meditezi asupra atâtor alte creații artistice, poezii, cântece, poeme, piese, de o viață infinită și de o frumusețe inimaginabilă și pe care nu o retrăiești la parte. Care trebuie să se spulberă. Sau foarte puțin, așa, mici. Știi, Eminescu, bea atunci, l-am înțeles, cum termină odărmetru antic. Ca să pot muri liniștit, pe mine miere dă-mă. E bine, acel miere dă-mă, în închisoare, trăiești. Înțelegi ce înseamnă să fii tu și să-ți descoperi eu interior. De fapt, tu ești acela. Nu cel care te manifestă în afară, ci cel care ești înăuntru. Uneori
se manifeste în afară interiorul. Alteori din contra, te disociezi de interiorul tău, sau alteori pur și simplu îți golești și ești ca un robot gol. Așa cum sunt, din păcate, atâția și mai mult în Occident decât la noi. La noi încă mai există acest interior. Dar se tinde să-l desfințezi, merăți pe tine. Aveți grijă. De Occident? Să avem grijă de Occident? Nu, să aveți grijă de voi. Ah. De Occident nu mai aveți, să mai aveți grijă, că acolo s-a golit. Au rămas mai de tine. Foarte bine programați, minerii sunt foarte bine programați. Niște roboți perfect programați. Și cum ați sfătuit tinerii de astăzi să se întâlnească cu ei? Poftim? Cum ați sfătuit tinerii de astăzi să se întâlnească cu ei? În condițiile... Nu, cu ei înșiși. Într-o închisare. Da. Să facă niște exerciții, așa cum face exerciții de gimnastică sau kinetoterapie. Să simt că un picior se mai slab. Deci face exerciții de gimnastică pentru ca să se pui în mișcare sau așa cum se recomandă pentru inimă, pentru plămâni, faci mișcare 30 de minute pe zi. Deci toate chestiile astea care privesc trupul și pentru suflet se recomandă kinetoterapie. Adică măcar poate în fiecare zi, poate mult, dar măcar în fiecare zi să ai o oră în care să nu existe televizorul deschis, să nu existe calculatorul, să pui telefonul să nu închizi complet și timp de o oră să meditezi asupra ceea ce a fost în ziua respectivă. Să rămâi cu tine, măcar o oră pe zi. Să faci un fel de bilanț. Un fel de... a te uita în oglindă. Să nu-ți pierzi legătura cu tine însuți. Și apropo de ce face foarte frumos a vorbit Părintele Canciu, impresionant. Dar totdeauna este impresionantă tot ce spune de Dumnezeu, în toate conferințele care le ținu, pentru că vorbește din interior. Și nu vorbește cerebral, vorbește sufletește, vorbește din inimă. Și faptul că prefera moartea în locul unui compromis major, e înțeleg foarte bine. Dar nu o să știți că și compromisurile minore o să fie catastrofale. O să se separe că e un lucru de nimic. De exemplu, la noi exista, la sfârșitul detenției, în ultimii ani, o teniță de reeducare, dar nu reeducare prin tortură ca la Pitești și chiar nici ca la Aiut, ci ca să intri în viața minunată a lumei nouă pe care o crease, atunci să crease un club unde după orele de muncă, după cele 10 ore de muncă, te duceai brând nebrând, vrei, nu vrei, trebuia să mergi la club. Acolo îți mai punea, o dată pe săptămână, un film educativ. Bine, nu era om chiar din ăsta politic. Era, de exemplu, am văzut Eugenie Grande de Balzac. Sau altele care erau impresionate. Și dădeau ziare, citeai ziarul Scânteia, și anumite cărți. Tot așa, literatură, Cezar Petrescu, așa, și pe lângă asta înființaseră Eminescu. Asta a fost bucuria noastră, că eu am tăbărât cu Eminescu și am început să învăț o mulțime de poezii de Eminescu pe din afară. Pentru că acolo se pierde memoria. Și era un mare
un mare efort de a-ți menține memoria. Memoria. Nu mă rătește așa. Și după aceea ce ieșai. Era o mare, mare problemă să trebuie să am memoria. Și mai înființaseră tot așa, ca să fim în curent, la curent cu existența de afară, o gazetă de perete. Și la gazeta asta de perete trebuia să scrii un articol legat de muncă, orice caz, un articol care să fie mobilizator. Și șefa atelierului, care era omul lor, făcea socoteala. Încetul cu încet, toată lumea trebuia să scrie articol. Și mai rămăseseră două oi negre. Era cine a fost mai ca mine și cu mine. Și toată lumea, și oamenii cu mentalitate, femei foarte bune, îmi spuneau, dar nu înseamnă nimic acestea asta. Și îi scrie așa ce vrei tu, ce nimeni nu ți obligă să scrii ceva. Dumnezeu, înțelegi că nu pot. Simțeam că acest mic compromis, foarte mic, este totuși foarte mare. Și n-am scris. Câți ani aveați atunci? Nu știu, eu am intrat la 27 de ani. Deci aveam 30. Am stat la vreo. Nu puteam. Și eu puteam să explic de ce. După cum iarăși o dovadă de ce se spunea, cine nu face chestiile astea, tot așa cum părintele îi spunea că îi dă drumul sau dacă nu îți va sfârși viața acolo. Și nouă ne spunea că ne reduce pedeapsa la cele care dăm dovadă de atașament și de modificarea concepției și de părere de rău a faptului că am gândit și că ne-am votat așa împotriva unui regim care vrea fericirea poporului. Și tot așa trebuie să faci și niște recenzii, că erau cărțile astea care le citeai, și să faci recenzii. Deci ce o chestiune, educatorul, un analfabet, care avea ca sarcină ca toată lumea să facă aceste recenzii. Și cât s-a luptat el cu mine, fă o recenzie, uite, ai Cezar Petrescu, se face Aurul Negru. Nu pot. Nu pot. Ce vrei? Era în stare să fac el compromisul. Ce vrei să-ți dau? Și eu, care eram drăgostită și pasionată de muzică simfonică, spuneam, vreau să-ți spun muzică. Și asta nu pot. Nu s-a făcut nici legende. V-a întrebat ce vrei, cu ce să și i-aș cerut muzică. Da, vreau să și tu n-am vrut, adică... Asta nu poate. Nu-i nipenite regulamentul. Și atunci eu eram convinsă că va trebui să executată pedeapsa. Asta era. Ați avut un gând să scăpați mai repede de pedeapsa? Nu, nu vreau să scăp mai repede. Nu, da. Totuși nici nu era așa un subsidiar. Nu era așa o plăcere să știi că ai încă de făcut niște ani. N-am putea, indiferent. De când înțeleg foarte bine, părinte, pentru că dacă cineva mi-a spus, chiar dacă era pe chestii de viață, eu înțeleg. Dar pe spus, uite, dacă nu faci treaba asta, mâine te electrocutăm sau știu eu ce spunem în mâncare și nu mai ghești. Tot asta, păi. Nu era posibil. Ce vă întărea? Ce, nu știu... Nu puteam, adică îmi pierdeam eu. Simțeam că îmi pierd eu. Nu mă mai puteam uita în oglindă. Nu se putea trăi. Nu mai puteam trăi. Era... Nu poți să trăiești cu sila de tine. Și mai ales de așa ceva. Și pe urmă, noi, nu știu dacă
generația mea, poate e mult generația mea, o parte, cei care erau dinainte, anterior, erau, cum am povestit părintelui Stareț sau părintelui Filoteu. Am cunoscut un om excepțional, un om excepțional, de o calitate caracterială, umană, inteligență. Era profesor. Făcuse 23 de ani de închisoare. 23 de 41 până 64. Și 41, când a fost 41 când a fost lovitura aia sau ce a fost acolo, când a fost în ianuarie, când Antonescu și cu legionarii, deci s-a întors Antonescu împotriva legionarilor, el cu infatuarea asta așa în tinereții, la un meci sau nu știu, la o adunare din asta mare pe un stadion, a cântat Sfântul Tinerețe. Și atunci a cântat Sfântul Tinerețe. A fost imediat prins, arestat, dar a reușit să scape. Și atunci legionarii, din cazul intervine conflict cu Antonescu și Antonescu putându-se așa cum s-a postat, au emigrat toți în Germania. În Viena și în Germania. Și el, scăpând, i s-a aranjat ca să meargă cu un vapor pe Dunăre ca să poată să ajungă la Viena. Și s-a dus noaptea și vaporul aștepta și el, înainte de a pleca, s-a plecat ca să mai sărute pământul țării. În momentul ăsta a izbucnit în plâns și n-a mai plecat. S-a făcut 23 de ani. În Iaiudii se spunea, avea porec la ochi. Așa îi se spunea. Deci asta era psihologia, era o dragoste de țară extraordinară. Îți iubeai țara mai mult decât viața ta, mai mult decât familia. Erai, să spun, erai îndrăgostit. Erai îndrăgostit și considerai, nu știu, jertfa pentru țară, lucrul cel mai firesc. Nu știu că pe vremea lui Ceaușescu era atât de îngrozitor tot ce se întâmpla. Atât de îngrozitor încât mă gândeam, tot așa, la modul fantezist, bineînțeles. Dom'le, Doamne, făceam niște socoteli cu Bunul Dumnezeu. Doamne, uite, eu renunț, dacă renunț la viață, nu mai măcar cu o lună de zile să scăp mai devreme de comunism. Da. Vreau să vă întreb, care a fost cea mai frumoasă întâmplare pe care ați trăit-o în acel moment? Cea mai frumoasă? Da. Ce? Una dintre cele mai frumoase momente trăite în închisoare. În închisoare, da. Toate. Adică, la cât de greu a fost, trebuie să fie ceva care, nu știu, a fost, făcut să vă simțiți. Fiecare zi, primele zile au fost grele. Pentru că, le-am mai spus eu și maiștilor, foarte greu te desprinzi de viața anterioară, de ce ai lăsat, de ce ai iubit, de familie, de tot, foarte greu. Trăiești extraordinar de mult cu trecutul tău, pe care ce care trebuie să te debarasezi, dar nu e ușor. Noi, deci, noi stăteam pe Uranus, Uranusul care acum a fost dărâmat, Uranusul. Era o debarată clădire masivă. Acum, pe Uranus urca tramvaiul și mi-aduc aminte că ăsta era tramvaiul care, când îl auzeam, ăla era viața din afară, era lumea, era... Îmi spunea ceva, mă impresiona tramvaiul. E bine, încetul cu încetul, sentimentul acesta
a început să se șteargă și în final nu ți-a gomotul s-a rămas, nu mai spunea nimic. Era indiferent. Era un gomot oricat. Nu mai e reprezentat pentru mine. Adică lumea dispăruse. Rămăsese pregnantă numai lumea din închisoare și în final numai lumea din interior. Deci asta au fost niște trepte. Și când am ajuns la lumea din interiorul meu, o lume minunată, de fiecare dintre noi avem această lume minunată, cum te zici că a mai era altfel decât limitare sau altfel. Toți avem niște lume minunate în interiorul nostru. E când am ajuns să mă înfrupt din ea, mi-a dat drum. Regretat când ați prins. Ne puteți spune o poezie pe care ați învățat acolo? Cine? O poezie. Poezie? Da. Iisus în cerul. Adunată mente, Iisus în cerul. Dar așa, știi, niște cuvinte de neuitat, știi, când spune acolo în poezia asta, punem pe răni mâna ta. Se pune ceva extraordinar. Punem pe răni mâna ta. Da, o poezia este extraordinar. E ca o rugăciune. Exact. Și te aruncă într-o lume aceea a divinității. Aproape ca o liturghie. Te face de... Cum vă înțelegeți cu colegile mele? Mă refer la cele care erau mai vechi. Eu nu sunt prea tolerantă, știi? Pe unele, față de unele, aveam o admirație nedetărmânită. Și pe altele, le îngheseam cu mânduri. Mm-hmm. Era o ierarhie acolo, nu? Ce nu se... Nu, era o... Ce să facem într-o neplată? Ei începuseră să fie psihologi. De altfel, psihologia era și în momentul în care intra în închisoare, când te aresta, era băgat într-o celulă, unde acolo era tot o fostă deținută care era condamnată, dar era deja informatoarea lor. Adică, făcuse pactul ca să culeagă informații și să influențeze pe cei care erau arestați, în schimbul scăderii pedepsei. Asta era deja o chestie. Atunci, pe urmă, te așezau după cum știau că pot să fii influențat. De exemplu, pe mine m-a așezat cu cineva care era o femeie cultă, foarte cunoscătoare, are muzicii, are literaturi, o evreică. Cu simțul umorului, cele mai multe bancuri evreiești de la ea l-am învățat. Foarte inteligentă, dar era bună. Și-a făcut datoria. Într-adevăr. Nu v-ați dat seama că e informat? Eu nu mi-am dat seama. Eu dacă vă dăm seama, era altfel. Nu, eu consideram că toată lumea e de bună calitate și toată lumea e sinceră și curată. Și atunci cum ați aflat? Eram picată de lună. Eu nu trăiam în realitate. Trăiam în realitatea mea. Și nu-i vorba. Adică să spun așa un exemplu, ca ce a durat până la vârste înaintate și poate și acum. Eu nu mincuiam niciodată cabinetul meu medical. Pentru că dacă îmi mincuiam cabinetul, înseamnă că eu consideram că cineva e hoț și vrea să mă fure. Și asta era o jignire. Eu nu mincuiam. Deci care am fost și fuite de nu știu câte ori. Și tot n-ați închis după ce a spus și fuite? Mi-au furat și bani și... Nu știu ce, baze de cristal, nu puteam, cum adică, se crede eu că cineva e hoț.
Nu am să cred după asta. Și altfel, și altfel. Adică îmi scriu memorii, așa că nu să-l găsesc. Asta e și... Deci asta vreau să spun că făceau aceste combinații ca să poată să te influențeze. Și, de exemplu, pe verișoara mea, Viitoarea Maică Mina, a așezat-o cu cineva față de care un cadru monahal, față de care avea o evlavie extraordinară și care se bucura de o apreciere și de o evlavie generală așa, pe țară. Și față de care s-a mărturisit de ceva care trebuie să ascundă. Securitatea asta. Deci, vreau să spun că aveau, nu mai erau chiar atât de proști. A gramat, da. A gramat cât în cap. La anchetă, discuția era următoare. De ce? Ia spune ce discuție ați vorbit. Asta era expresia. Ce discuție ați vorbit? Să gândeai seama, nivelul. Nu știu, s-ar putea ca nivelul actual să nu fie foarte departe de chestia asta. Da. Totuși și avem speranțe la mai bine. Am prins eu niște perle din astea, de pe la radio. Chiar din Parlament. Ce vă bucură astăzi? Speranța. Și vreau să vă spun un lucru care mi-a dat o bucurie imensă. Eu sunt convinsă că binele va triumfa. Dar când și prin ce chinuri va trebui să trecem ca să ajungem la el? Și l-am întrebat pe tata, deci tata fiind preot, fiind cel închis, și l-am întrebat tata, de ce este atâta ură împotriva poporului ăsta? Și ură și din afară și ură și dinăuntru. Tata mi-a spus, pentru că poporul acesta are un rost. Și rostul și-l va îndeplini. Și eu cred lucrul ăsta. Și totuși, gândindu-mă așa și văzând cum se desfășoară lucrurile și graba cu care vrem să ne aliniem corectitudine politice, și măi, și noi o să fim desfințați și transformați așa în niște mălecine care nu se uită decât la micul ecran și care trăiesc numai din punctul ăsta de vedere, în rest, viața lor interioară este zero. Dar, dacă vreau să vă spun, că vreau să le spun maicilor, da? Poate o să fie repetiție. Am trăit două minuni, absolut două minuni. Una care este de... Deci minunile se întâmplă la fiecare pas. Eu nu pot să spun că n-am o oarecare inclinație spre elementul cerebral, așa, adică sunt puțin mai sceptică. Da, a văzut asta, așa, da. Probabil că era asta. Îmi găsesc niște explicații. Acum 4 ani de zile, o colegă de-a mea, psihiatră de foarte bună calitate, a suferit o boală psihică, chiar ea. Psihiatrii au foarte multe cazuri de boli, de boli grave. Psihiatria este extrem de atacată de diavol. Ea a fost atacată și a fost internată într-un salon unde mai era cu o cetățeancă și ea mânavă. Și cetățeanca respectivă mi-a spus, zice, știți, acum vreo câteva luni, asta era acum 4 ani, acum câteva luni, pe calendarul care era pe la bucătărie, un calendar din acela de perete, în mijlocul avându-o pe Maica Domnului,
Când am intrat în bucătărie, am văzut pe chipul Maicii Domnului urme de lacrimi. Nu veni să cred. I-am cerut o fotografie, am fost al meu, într-adevăr, erau urme de lacrimi pe o fotografie a Maicii Domnului pe un perete, pe un calendar. Și atunci am zis, Maica Domnului plânge pentru, nu pentru femeia respectivă, pentru ceva care e îngrozitor care se va întâmpla. Și așa a fost. De atunci se întâmplă lucruri îngrozitoare. Dar pare rău că n-am păstrat fotografia aceea. Era o fotografie în care se vedeau clar urmele de lacrimi ale Maicii Domnului. Să nu ne plângea pentru ceea ce ne așteaptă. Nu știm pentru ce perioadă se va dura. Dar acum vreo câteva luni de zile, când am lăsat cartea mea la facultatea de medicină, la unui psihiatru, m-am întors acasă, era ora 9 seara, și m-a sunat telefonul, sunt părintele Valerie. Părintele Valerie nu spune nimica. Da. Vorba aia, ce doriți? Eu eram și seara și obosită. De ce mă sunați? Zice, vă sun? Deci, un părinte pe care nu l-am cunoscut niciodată, foarte vag am auzit despre dânsul, n-am vorbit cu el niciodată, și care m-a sunat pentru că știu că aveți o problemă. Ori eu atunci eram foarte puțin în cunoștință de adevărata problemă, dar într-adevăr aveam o problemă foarte gravă pe care, de care eu nu o realizam. Și am stat de vorbă cu părintele Valerii până la 12 noaptea. Este un călugăr în mănăstirea Monteoru de Munții Buzăului. Sau Brange mai degrabă. Și vreau să vă spun că peste luni de zile am ținut neapărat să mă duc. Am ajuns acolo. Deci o mănăstire la 1400 de metri, o mănăstire splendidă, construită acum, după 90, cu vreo 9 călugări, da, și cu un părinte care este vestit, părintele Macarie, și l-am cunoscut pe părintele Valerie, acesta care a simțit despre ce primește mă paște sau ce primește mă zbat. Spun, este de nedescris. Foarte puțin am vorbit cu dânsul și nici nu trebuia să vorbesc. Părintele Valerie era suficient să-l vezi. În momentul în care o vedeai, parcă te umpleai de pace și de lumină. Dar ce vreau să vă spun, care mi-a dat sentimentul că noi vom fi, dacă vreți, un fel de reviriment al lumii. Această mănăstire este înconjurată, deci nu mai e munții în Brancei, de încă două mănăstiri la distanță mică unul de altul. Niște construcții, încă o dată vă spun, excepționale. Una din ele are un singur călugăr, părintele Alexie, dar este mare și conține o mulțime de chirii. Eu, în sinea mea, consider că părintele Alexie, când a făcut această mănăstire, a prevăzut că ea va fi cumva plină. Și pe urmă, la mănăstirea de Aconești, când am vorbit cu maicile de acolo, mi-au spus că s-a făcut o statistică și că în România există cele mai multe mănăstiri din lume raportate la suprafață și la numărul de locuitori. Într-adevăr, munții noștri și toată țara noastră este plină de mănăstiri, plină. Un călugăr de la Antim, părintele Irineu, dacă nu mă așa, a fost mutat undeva în munții Apuseni, la Ponor, într-un schit din Prăpădit, cu ani și ani în urmă. Acum sunt două mănăstiri făcute de părintele acesta, o mănăstire sus, de bărbați, în care nu intră femeile, ca la Frăținei, și o mănăstire de femei. E plin. Iar munții noștri sunt de asemenea plini de pusnici.
plin. Și mi-am dat seama că așa cum pe vremea când au intrat comuniștii s-a făcut o armată în munți care s-a luptat cu arma lungă ca să-i alunge, acum avem o armată în munți de altă factură, armată spirituală care va salva nu numai țara, dar lumea. Dar în asta, apropo, în ce sper, în asta sper, este o avalanșă de mănăstiri. Cum vine o călugăriță, cum face o mănăstire, chiar dacă e una, de una singură. E plin, plin, acum plin. Așa că asta e armata salvării.